Mesajul meu din această dimineață este intitulat Biruința începe cu sinceritate. Poate că nu ne-am imaginat lucrul acesta niciodată, dar vom găsi din Scriptură că lucrul acesta este adevărat. Noi acum am început anul acesta într-un fel cu o atitudine de război. Am început cu 21 de zile de post și rugăciune și slăvit să fie Domnul care am văzut Într-un mod obiectiv că Domnul ne-a dat biruințe. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Apoi, ultimele două săptămâni au fost uh, seri uh, de stăruință, de rugăciune pentru botez și umplere cu Duhul Sfânt. Și mulțumim Domnului că ne a dat biruință și în serile ace acestea. Uh, cred că anul acesta este un an în care începe o bătălie și o luptă mai aprinsă cum ne-am luptat noi până acum dar o bătălie și o luptă care, um, prin care vom avea biruință în numele Domnului. Acum, apostolul Pavel, când scrie efesenilor inspirat de Duhul Domnului, vrea să le spună, ok, sunteți gata pentru război, aveți de luptat, de fapt nu avem nici o altă alternativă. Dar înainte ca să le spune cum să se luptă, le descrie vrăjmașul și le spune... Um, ca ei să fie conștienți cu ce au de-a face, cu ce vor întâmpina în luptă. Și le, spunea lor și ne spune prin Duhul Domnului astăzi că noi avem un vrăjmaș care este foarte bine organizat. Un vrăjmaș care este strategic, un vrăjmaș care a câștigat multe biruințe, știe ce face, și din cauza aceasta, apostolul scrie: De aceea luați toată armura lui Dumnezeu. Domnul nu ne trimite la luptă, nu ne pune pe câmpul de luptă, de bătaie, fără ca să ne pregătească pentru acea luptă. Într-adevăr, este o luptă. Într-adevăr sunt conflicte, într-adevăr vin zile, vin zile grele. Este o luptă care este până la sânge. Dar Domnul vrea să ne spună că El are pregătit totul pentru astfel de zile pentru fiecare din noi. Nu ne-a lăsat singur, ne-a dat armura necesară, ne-a dat armele necesare, ca noi când avem de diluit, când ne confruntăm cu astfel de momente, să putem să fim biruitori. Acum toți, dacă ne uităm în jur, observăm că trăim vremuri grele în America. Niciodată țara aceasta nu a fost așa decăzută din punct de vedere moral. De când este țara aceasta? Fraților, dacă nu îngăduie Domnul, dacă nu ne luptăm pentru o trezire, este vaie de America. Dar există o șansă la Dumnezeu pentru o trezire în țara aceasta, care a făcut atâta de mult bine. Și ne rugăm ca Domnul să facă lucrul acesta. Adevărul este că diavolul s-a luptat foarte mult cu bisericile. Biserica Emanuel, de-a lungul anilor, a avut un impact extraordinar. Diavolul nu a stat liniștit și nu a lăsat biserica Emanuel în pace. Și ultimii ani au fost ani de lupte. Și Domnul vrea ca noi să fim pregătiți. Când vin momentele de luptă, să avem biruință. Acum, noi toți care suntem copii al lui Dumnezeu, care ne-am predat viața Domnului, automat, prin faptul că suntem cetățeni ai cerului, că suntem fie ai împărăției, automat suntem pe câmpul de luptă. Știți, este un adevăr care mulți credincioși nu-l știu. Nu-și dau seama că e automat sunt pe câmpul de luptă. Știți, citesc versetul acesta 12 și pun punctuația greșit. Prin viața lor, prin trăirea lor practică, ei trăiesc versetul acesta cam așa. Căci noi nu avem de luptat. Punct. Știți, este strategia elvețiană de neutralitate. Nu am nimic cu nimeni. Îi mulțumesc Domnului scopilul lui, stau la locul meu. Când este vorba să facem rugăciuni, stăruință, să intrăm în luptă, sunt alții care spun eu, you know what, I'm fine. Spunea cineva, știți că în Bucovina sunt foarte multe mănăstiri din acelea pictate, o bătrânică a fost la una din aceste mănăstiri, unde sunt pictate tot felul de scene, sfinți din scriptură, scene din Apocalipsa, cel rău este pictat acolo. Și spunea că bătrânica aceasta a luat pe sfinți și a sărutat pe fiecare la rând. Și a ajuns până la cel cu coarne și l-a sărutat și pe el. Și cineva i-a zis, măicuță, ce faci? L-ai sărutat pe necuratul. Vezi, deci, mă băiete, nu știi pe mâna cu ajungi. Și a vrut să se pună bine cu toți. O strategie aceasta, I'm fine, n-am nimic cu nimeni, să stau liniștit, să știți. Pe câmpul de luptă, o astfel de strategie nu există în lupta aceasta spirituală. Nu poți să stai neutru. Dacă stai neutru, ace aceasta înseamnă ceva. O să fii o victimă la războiul acesta spiritual. Și Domnul, pentru că știe că este o luptă, ne-a pregătit pentru această luptă și ne spune de două ori în acest text să luăm toată armura, să ne îmbrăcăm cu această armură care o are El pentru noi. De ce? Pentru că pe câmpul de luptă, Diavolul uneltește. Spune, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. De ce? Ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor Diavolului. Uneltire înseamnă ceva, înseamnă organizare, înseamnă planificare, înseamnă strategie specifică prin care diavolul vine să te atace pe tine. Viața ta, familia ta, businessul tău, biserica în care facem parte. Diavolul se luptă din răsputeri ca să ne distrugă la fiecare din noi viața noastră și chemarea care o are Domnul pentru noi. Și știți unde lovește diavolul? Unde suntem noi mai vulnerabili? Dacă este un loc descoperit, dacă găsește un compromis, dacă găsește undeva un aspect din viața noastră unde nu suntem pregătiți, acolo ne lovește. Nu își pierde săgețile aiurea. El este foarte strategic, uneltește. Și Domnul vrea ca noi, atunci când intrăm în acest război, să fim pregătiți, să fim informați. Să fim împuterniciți, să avem toate armele care le avem la dispoziție. Și Apostolul spune aici că sursa puterii noastre pentru luptă nu vine de la noi, pentru că sunt unii. Vai, vine diavolul împotriva mea. Păi cine sunt eu să mă lupt cu diavolul? Și preferă să se ascundă undeva. Și când se ascund, devin victime. Spune în versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă cum? În Domnul și în puterea tăriei lui. Vrea apostolul să ne aducă aminte că sursa pentru biruința în lupta aceasta spirituală nu o să găsim în noi, adică în firea noastră pământească. Nu o să fie pentru că suntem noi foarte curajoși, pentru că nu suntem fricoși, pentru că suntem noi tari. Nu! Biruința o să o găsim pentru că suntem în Domnul și ne întărim în El. Noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, facem parte din trupul Domnului Isus Hristos. Suntem pietre vii în acest templu, iar trupul lui Isus Hristos este invincibil. Deavolul nu va putea niciodată să biruiască biserica, să biruiască pe cei care sunt în Hristos. Spunea Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. În lupta aceasta spirituală, spuneam, nu există neutralitate. Sunt două împărății. Și noi aparținem la una din aceste împărății. Ele se auto-exclud. Scrie în Efeseni, capitolul 2, 1 la 6, și 6, descrie, de fapt, lucrul acesta. Spune, ori ești în lume și ești condus de Duhul celor rău, ori ești în împărăția lui Dumnezeu și ești condus de Duhul lui Dumnezeu. Și nu există o altă alternativă. Efeseni capitolul 2 cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Cum mergeam? După Domnul puterii văzduhului, adică satana, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Cei care nu sunt în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt neutri. În ei lucrează Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum, astăzi, în fiii ascultării. Dar scrie în versetul 4, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți. Și acum declar un adevăr în versetul 6, el ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Unde? În Hristos Isus. Aici este sursa pentru biruință. În Hristos Isus suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu. În Hristos Isus suntem protejați. Este un loc de siguranță. Este un loc unde a primim putere. Însă cei care sunt în neascultare, diavolul are putere peste ei, peste viața lor, spune Domnul puterii Văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării, în cei care nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu. Știți că dacă este vreun aspect în viața noastră în care noi suntem în neascultare de Dumnezeu, la acel punct noi dăm drept legal vrăjmașului să vină în viața noastră. Pentru că Duhul acesta al Satanei lucrează în fiii neascultării. Acolo unde oamenii sunt în neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile Lui, acolo dăm loc vrăjmașului. Dacă nu-l ascultăm pe Dumnezeu, prin neascultare, automat dăm loc vrăjmașului. Și putem să ne dăm via seama din viața cuiva și din viața noastră cine lucrează în noi. Este foarte ușor, pentru că împărăția lui Dumnezeu și împărăția vrăjmașului sunt diferite. Ambele sunt bine organizate. Diavolul a împrumutat organizarea care a găsit-o în cer. În împărăția lui Dumnezeu sunt anumite standarde și principii. În împărăția întunericului sunt alte standarde și alte principii. Diavolul își exercită influența lui prin dominare, prin intimidare și prin manipulare. Oriunde te simți dominat într-un anumit lucru, în spate poți să știi că este puterea întunericului. Oriunde ești intimidat în viața ta la un anumit aspect, acolo lucrează puterea întunericului. Oriunde te simți că ești manipulat, că cineva trage sforile din spate, să întâmple ceva, acolo întotdeauna este puterea întunericului. Însă unde este împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna respectă libera alegere a omului. El așteaptă cooperarea noastră la fiecare aspect al vieții noastre. Când vine Domnul să, să îți vorbească, niciodată nu o să te intimideze, niciodată nu o să te domine, niciodată nu o să-ți producă frică, teroare. Vine cel rău și se îmbracă, se preface în îngeri de lumină și folosește versete din scriptură, dar dacă te simți presat, intimidat, manipulat prin aceasta, întotdeauna este puterea întunericului. Domnul când îți vorbește, îți vorbește clar, fără presiune. Îți arată ce este bine. Îți pune în față o alegere și să alegi. Și Scriptura, prin cuvântul Domnului, spune, alege binele, alege binecuvântarea, alege viața. Dacă suntem în ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Lui, ceea ce lucrează în noi este Duhul Lui Dumnezeu. Iar atunci când noi suntem copii al Lui Dumnezeu și suntem în ascultare, automat avem un vrăjmaș. Automat suntem pe câmpul de luptă. În fiecare zi o să fie o bătălie. Acum, bătăliile diferă în intensitate de la o zi la alta. Sunt zile când vin ispite care nu ni se par așa de mari. Le biruim. Dar vorbește Scriptura aici despre ziua ce are. O zi grea. Și nu este vorba dacă o să trecem prin astfel de zile, ci când vine acea zi, Domnul Iisus ne spunea pe pământ veți avea necazuri dar nu a spus punct acolo a zis, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, noi suntem chemați să fim biruitori vine o zi în viața noastră la fiecare dacă noi nu sunteți, suntem înarmați, nu suntem îmbrăcați cu toată armura lui Dumnezeu, ziua aceea nu o să putem să stăm în picioare este vorba de o bătălie despre care depinde supraviețuirea noastră la fiecare, spirituală. În 91, în decembrie, un frate de-a meu mai mic a murit ca și pasager într-o mașină, în, în, într-un accident. Ce faci când vine o astfel de traumă și de criză în viața ta? Rămâi în picioare. Un alt frate de-a meu, mai mare ca mine, la vârsta de 16 ani, a plecat de acasă. Să trăiască în păcat cu prietenii. Când se întâmplă așa ceva în viața ta, ce faci? Ce faci când uh, doctorul îți dă un diagnostic care scrie terminal pe el? Când vine o astfel de zi, ce faci? Pentru că nu este vorba dacă vor veni astfel de zile, ziua aceea în viața noastră, ci este vorba când. Știți că Domnul știe lucrul acesta și dorește ca fiecare din noi să avem biruință de fiecare dată, în toate luptele și în toate încercările noastre. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, El vrea ca noi să avem biruință peste toate încercările cu care ne confruntăm. Și scrie în versetul 13: Să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Fiecare încercare, fiecare traumă. Orice necaz care vine. Domnul vrea ca noi să fim pregătiți pentru ziua aceea și să fim biruitori, fără excepții. Și Domnul ne-a pregătit o armură și arme pentru fiecare din noi. Pentru că atunci când vine ziua aceea, noi să rămânem în picioare, după ce vom fi biruit absolut totul. Știți că de multe ori suntem înșelați în încercările noastre. Aparențele înșeală. Și scrie Apostolul Pavel, noi nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, noi nu ne luptăm împotriva oamenilor. Nu oamenii sunt problem. Problema nu este soțul, problema nu este soția, problema nu este șeful de la lucru, nu sunt păstorii de la biserică, nu este vecinul, nu este fratele sau sora cu tare. Problema nu este carnea și sângele. Și fără un diagnostic corect, dacă nu știm cu cine ne luptăm, ne trezim că ne luptăm cu carnea și sângele. Ne trezim că ne luptăm cu frații noștri din biserică. Ne luptăm cu cei dragi a noștri din familie. Cu cine ne luptăm noi? Spune aici, cu căpetenii, cu domnii, cu stăpânitorii a întunerii, cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești, care sunt în văzduh. Gândiți-vă când s-a rugat Daniel. Răspunsul a fost dat instant din ceruri. Dar au fost 21 de, 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 zile de luptă ca să vină răspunsul el. Unde era lupta aceasta? În văzduh. Unde este opoziția noastră? Ar fi foarte fain ca diavolul cu toate domniile lui și stăpinitorii lui să fie neaduneva, dar nu, ei sunt în văzduh. Și au o influență în fiii neascultării și în lumea aceasta. Știți, dacă ne lăsăm amăgiți, ne luptăm greșit, imaginați-vă că vine cineva cu un par, cu o bâtă și vă lovește. Și după ce vă lovește, dumneavoastră aveți pică pe băta aceea. Și spune, băta aceasta, e păi, absolut ridicol, băta nu este de vină. Cel care a luat băta în mână, acela este de vină. Și Apostolul Pavel vrea să ne spună, nu vă uitați la băta, uitați-vă la cine mânuiește băta, nu vă luptați cu carnea și cu sângele. Nu vă luptați cu frații, cu surorile, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinții. Luptați-vă cu cei care mânuiește, da, într-adevăr frați de-ai noștri câteodată sunt unelte în mâna satanei. Dar noi ar trebui să ne rugăm pentru ei, să fie eliberați. Locul acela, întăritura vrăjmașului din viața lor să fie dărâmată. Problema este vrăjmașul care se luptă în, în spate. În toată lupta aceasta, noi suntem mandatați de Dumnezeu ca să facem război cu împărăția Întunericului. Știți că noi suntem aceia care suntem responsabili ca să extindem împărăția lui Dumnezeu, să biruim împărăția întunericului? Noi avem mandatul din partea lui Dumnezeu. Mulți se uită la păstori, la evangeliști, să vină îngerii lui Dumnezeu, să facă biruință, dar nu. Noi avem mandatul acesta ca să-l biruim pe cel rău. 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 la 5. Spune așa. Măcar că trăim în firea pământească, totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Noi nu intrăm în acest război spiritual după gândirea noastră. Cum gândim noi că trebuie lucrurile rezolvate în familie? Cum credem noi că trebuie rezolvate lucrurile în biserică? Cum ar trebui să fie disciplinat cu tare sau cu tare? Noi nu ne luptăm după gândirea noastră. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi, noi avem arme pregătite de Dumnezeu, nu sunt supuse firii pământești. Armele spirituale care le avem, Dumnezeu nu le lasă ca să fie controlate de firea noastră pământească. Ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Sunt arme care au eficiență, și spune, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, slăvit să fie Domnul. Lupta aceasta nu este o luptă firească, nu este o luptă emoțională. Armele acestea nu sunt supuse firii pământești. Nu le controlăm noi, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că armele care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi sunt puternice. Dacă noi ne înarmăm după cuvântul lui Dumnezeu, după ce spune el, Domnul vrea să ne spună, vei avea succes în lupta ta spirituală. Vei avea biruință, pentru că armele care ni le dă Domnul, armele Duhului, sunt, au abilitatea să surpe, să colapseze în tăritorile vrăjmașului. Nu ai vrea ca să nu te mai lupți cu frustrarea aceea. lupte te cu armele care le-a pregătit Dumnezeu. Și apoi cine face război în toată aceasta? Noi! Noi suntem mandatați. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime. Observați că tot războiul acesta este la nivelul minții. Războiul spiritual, terenul unde se dă acest război, este la nivelul minții. Și diavolul se luptă 24/7, 24 de ore din zi, șapte zile pe săptămână, să măgească pe credincioși, pe toți de pe pământ, să le controleze gândirea prin minciună, prin manipulare, prin media, prin entertainment, prin politică. Și oamenii de astăzi sunt așa de creduli. Și ne întrebăm oare, dar de ce nu se întâmplă ceva? De ce nu face ceva? Ce se întâmplă cu America, cu România, cu ce se întâmplă în bisericile noastre? Știți care este strategia oamenilor de obicei? Știți cum rezolvăm problemele în biserică, când mergem firește? Punem pe cutare și pe cutare deoparte. Cine sunt probleme? Eliminăm. Nu ne place de cineva. Dați la o parte. Fraților, vrăjmașul nostru nu sunt frații. Fiecare din noi suntem în procesul sfințirii. Fiecare din noi. Avem ceva bun, Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, dar fiecare din noi încă trăim în firea pământească și avem de luptat. Problema nu este să, să eliminăm pecutare sau pecutare, este să-L eliminăm pe cel rău. Și Domnul ne dă nouă armele pentru aceasta. Noi avem mandatul ca să extindem împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea diavolul se luptă cu mare furie împotriva uh, noastră. Și Domnul ne cheamă. Noi suntem mandatați să mergem în luptă și înainte să mergem în luptă, spune să ne îmbrăcăm cu toată armura Lui. Prin această armură și doar prin această armură, noi o să fim biruitori în luptele spirituale. Acum, dacă ne uităm în Scriptură, în versetele acestea care le-am citit, observați că niciunul din noi nu ne naștem cu această armură pe noi. Nimeni nu se naște cu acestea pe el. Nu cresc pe noi cumva așa, ne trezim dintr-o dată că avem savie, că avem uh, uh, the helmet of salvation, că avem scutul credinței. Nici unul din aceste lucruri nu cresc automat. Fiecare component al armurii trebuie să fie îmbrăcat de fiecare din noi într-un mod intenționat, prin decizie. Și dacă nu ne îmbrăcăm cu ele, nu avem cum să avem biruință spirituală. Fiecare din dumneavoastră arătați foarte bine astăzi. N-am văzut pe nimeni să vină astăzi la biserică cu doar un păpuc. Am fost atenți. Nu vedem pe nimeni să vină cu haină și fără pantaloni la biserică. Am spune, măi, arăți ridicol. Dar știți că mulți din noi exact așa arătăm din punct de vedere spiritual? Fără încălțăminte, fără Platoșanii Prihănirii, fără sabia în mână, fără să fim încinși cu adevărul. Și nimeni nu se uită la noi și să ne spună că arătăm ridicol. Nu se uită nimeni la noi și spune cum intri tu pe câmpul de bătaie fără să fii pregătit. Pentru că privim cu ochii aceștia firești și nu ne uităm cu ochii spirituali. Această armură are șapte componente și astăzi uh, ne vom uita doar la unul din aceste componente. Și spune în versetul 14, Stați gata dar avind mijlocul încins cu adevărul. Spune, stand therefore having girded your waist with truth. Adevărul, the truth care vorbește aici, nu este de vorba despre adevărul scripturii, este vorba de onestitate, de a fi real. Este vorba despre sinceritate. Soldatul roman avea o îmbrăcăminte care mergea până jos. Pentru că dormea în, în îmbrăcămintea aceea, trebuia să, să poată să fie încălzit, dar nu putea să se lupte cu ea dacă era până jos. Și înainte de luptă era o pregătire. Ridica hainele acelea în sus, să vină deasupra la genunchi, și apoi se încingea cu o curea de piele ca să țină acea îmbrăcăminte, să, să poată să se lupte, să nu se împiedice. Și prin această ilustrație, Domnul vrea să ne spună la fiecare din noi, înainte ca să intrăm în luptă cu vrăjmașul, înainte de bătălie trebuie să facem ceva. Să ne încingem cu adevărul. Primul lucru care este absolut esențial și aceasta înseamnă ca fiecare din noi să începem cu un lucru. Să începem cu adevărul. Să începem atunci când ne uităm la viața noastră, la starea noastră, cu onestitate, cu sinceritate, să fim realiști, unde suntem, cine suntem, ce avem, Știți, să, fie, să ne uităm în oglinda aceasta a Scripturii și să lăsăm pe Domnul să ne arate, da? Fiecare din noi ne-am uitat în oglindă în această dimineață. Oglinda spune adevărul. Această oglindă a cuvântului lui Dumnezeu o să ne spună adevărul la fiecare din noi. Știți că aici cad cei mai mulți credincioși la acest prim pas. Nu sunt onești. Nu sunt sinceri. Au mai multe personalități. Au o personalitate acasă și au o personalitate de biserică, o personalitate religioasă. Au o personalitate în timpul săptămânii și alta la programul de duminică. Au o voce pentru conversație normală și au altă voce atunci când se roagă public sau când predică Evanghelia sau iau o voce din aceasta religioasă. Au un limbaj pentru biserică, un limbaj spiritual, bisericesc și total alt limbaj în timpul săptămânii. Fraților, aceasta este nesinceritate. Și mulți credincioși se încing cu aceasta, cu nesinceritate. Și nesinceritatea aceasta dă drept legal vrăjmașului să vină în viața noastră. Oamenii aceștia falimentează spiritual. Dacă nu ești încins cu adevărul, nu ai cum să ai biruință. Dacă nu ne încingem cu această sinceritate, cu onestitate, cu adevărul, o să fim victime a războiului spiritual. Și avem așa de multe victime în comunitatea noastră română penticostală. Spunea Domnul Isus în Luca, capitolul 12, cu versetul 1. Isus a început să spună ucenicilor sări, mai întâi de toate, observați, Apostolul Pavel începe textul acesta și spune, când începi în această înarmare, când începi să pui această armă, primul lucru cu care începi este cu adevărul, cu sinceritatea, cu onestitatea. Domnul Isus la fel spune, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Înainte de toate, dacă vrei să-L urmezi pe Domnul, dacă vrei să ai biruință pe calea aceasta spirituală, trebuie să te încingi cu aceasta, cu sinceritatea. Cuvântul folosit aici pentru fățarnic este cuvântul din greacă, același cuvânt care este folosit pentru un actor. Știți, actorii pe vremea aceea nu erau așa de sofisticați cum sunt astăzi și aveau mai multe măști. Avea o mască pentru diavol, avea o mască pentru înger, avea o mască pentru un om bun, avea o mască pentru om rău, avea o mască pentru copil. Și atunci când juca rolul lui, lua masca. Și când lua masca celui rău, avea un ton ca acelui rău. Vorbea răutăți. Când lua masca de înger, se purta frumos, vorbea cu dreptate, cu onestitate, cu toate acestea. Știți că sunt tot felul de măști religioase? Este, de exemplu, o mască ortodoxă din România. Ați văzut? Știți, oamenii trăiesc în păcat, în jură, fumează, fac toate lucrurile, dar când trec prin fața bisericii, se opresc așa cu o pioșene și își fac cruce. Și merg mai departe fără să schimbe viața. Pentru un moment, iau o atitudine de aceea de reverență și de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Este o mască catolică. Da, deci trăiesc viața în adulter, fac toate minunile. Dar câteva zile pe an de Sfânta Maria, merg la mănăstiri, dau bani, postesc, se roagă. Când se termină lucrul acesta, merg înapoi și și trăiesc viața. Tot așa am păcat, ca și înainte. Dar, fraților, să știți că sunt și măști baptiste, este o mască penticostală, care o pun frații când vin duminica la biserică, se îmbracă ca un penticostal. Pun masca aceasta, vorbesc ca un penticostal. Se roagă ca un penticostal. Fac toate lucrurile acestea. Dar nu este adevăratul lor. Nu sunt ei aceia. Este doar un show. Este o mască. Și știți că putem de multe ori să păcălim pe cei din jurul nostru. Poți să păcălești părinții, poți să păcălești soțul, soția, poți să păcălești slujitorii de la biserică, dar nu o să-L păcălești niciodată pe Dumnezeu. Și niciodată nu o să-l poți să-l păcălești nici pe satană. Pentru că prin compromis el are drept legal în viața ta și el știe bine ce se întâmplă acolo. Și observați că fățărnicia aceasta, nesinceritatea aceasta este ca aluatul. Are o tendință să se extindă în fiecare aspect al vieții noastre. Dacă nu suntem atenți, fățărnicia aceasta merge peste tot. Infectează absolut tot, mai mult. Este contagioasă să afectați copii, cei din familiile noastre, prietenii noștri. Și mai devreme sau mai târziu, cam toți jucăm niște roluri și nu mai suntem onești și sinceri. Onestitatea și sinceritatea este un component esențial al armurii. Așa, primul lucru cu care, dacă noi vrem să avem biruință în viața noastră spirituală, trebuie să ne încingem cu adevărul. Dacă nu începem cu aceasta, nu putem să avem biruință spirituală. Pentru că cuvântul Domnului spune, mai întâi de toate, înainte de a face orice altceva pe calea credinței, începe cu sinceritate, începe cu onestitate. Este primul pas spre biruință. Știți că este așa de ușor să vedem nesinceritate și fățărnicie la alții. It's so obvious. Știți unde nu este așa de evident? În viața noastră. Și aș vrea ca fiecare din noi să ne punem câteva întrebări în această dimineață. Pentru că noi ca și biserică, ca și indivizi, ca și familii, vrem să avem biruință. Eu aș vrea ca fiecare din noi să ne îmbrăcăm cu toată armura Duhului care o are aici cuvântul Domnului. Și aș vrea în această dimineață, la cina Domnului, fiecare din noi să ne uităm la noi și să ne întrebăm. Întrebări de genul acesta. De exemplu, de ce vreau eu să cânt în biserică? Ce mă motivează? Vreau să laud pe Domnul pentru că sunt copleșit de măreția Lui, pentru că simt în inima mea că Domnul merită această laudă. Și atunci când vin aici, vreau să mă închin și să laud pe Dumnezeu. Dacă aceasta este motivația, este bună. Dar dacă motivația este ca să ies eu în evidență, ca să mă afișez, nu putem să avem biruință spirituală. Nu suntem încinși cu adevărul. Sau poate să ne întrebăm, de ce vreau eu să predic în biserică, să fiu ordinat, să fac o anumită slujbă? Care este motivația? Pentru că mă doare așa de mult de cei care sunt necredincioși, care mor în păcat și au nevoie să audă Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că am un cuvânt din partea Domnului pe care trebuie să-l dau? Sau pentru că aș vrea să ies în evidență, să fiu apreciat, ca să-mi dea însemnătate? Și fraților, dacă suntem sinceri, fiecare din noi vom avea lupta cu lucrurile acestea. Nu este nimeni care este imun de aici. Dar Domnul știe că noi suntem în firea pământească și vrea ca fiecare din noi să fim sinceri și să începem cu aceasta, să începem cu sinceritate. Dumnezeu ne cunoaște oricum, pentru că El cercetează inimile și rărunchii. Știe care este motivația noastră unde ne aflăm. Fraților, Domnul nu are nevoie de compromisul nostru are nevoie de sinceritatea noastră. Spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 6, cu versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească, nesinceritate, fățărnicie, lucrurile acestea, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Fraților, componentul acesta al armurii este absolut esențial. Și aș vrea ca în această dimineață avem fiecare din noi oportunitatea să ne încingem cu El. Să venim la, înaintea Domnului în sinceritate și să ne cerem iertare pentru fie, de fiecare dată când noi nu am fost sinceri. Când am fost onești cu noi înșine, cu cei din jur și cu Dumnezeu. Și este important să facem lucrul acesta atunci când venim la masa Domnului. Vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare să venim înaintea Domnului în rugăciune, să cerem iertare pentru compromisurile din viața noastră, să spunem Domnului, Doamne, vreau să fac primul pas spre biruință, să fiu încins cu adevărul în această dimineață și Domnul va face lucrul acesta